Bun găsit! Încheiem o nouă săptămână în care nu au lipsit evenimente importante. Vă invit să vedem noutățile care au marcat aceste zile în ediția de astăzi a săptămânii de gardă. Sfântul Gheorghe și Irus, Sfântul Gheorghe Pobedonosiță, pe el și Irus, el e moldovan. Icoana Sfântul Gheorghe pe muntele Athos, știți? Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Săptămâna a început cu evenimente dedicate zilei de 9 mai în acest an, împlinindu-se 77 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. În timp ce Europa de Vest marchează pe această dată Ziua Europei, Federația Rusă și alte țări ex-sovietice sărbătoresc Ziua Victoriei asupra fascismului. Ziua de 9 mai a fost marcată și la Chișinău prin discursuri de puneri de flori, parade și marșuri cu simboluri interzise. De dimineață, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministra Natalia Gavrilița au depus flori la Complexul Memorial Eternitate. La eveniment nu a participat președinta Sandu, instituția prezidențială anunțând că toate acțiunile planificate pentru ziua de 9 mai au fost anulate din motive de sănătate. La Chișinău, mai mulți deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, dar și alte persoane publice au ignorat prevederile legale și au purtat panglica negru-oranj la manifestațiile organizate de 9 mai în centrul capitalei. Noi i-am identificat pe câțiva dintre ei, iar fotografiile acestora le-am publicat pe zdg.md. Ce semnifică panglica Sfântului Gheorghe? Pentru mine? Pentru mine e Sfântul Gheorghe, care, apropo, icoana Sfântului Gheorghe pe muntele Athos, știți? Я вот это вот, вот. Есть? Это мое. Ну как незаконно? У Штефана Челмари это было законно, а вы говорите, это незаконно. Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe și Irus, Sfântul Gheorghe Pobedonosiță, pe el și Irus, el e moldovan. Eu cu Sovietic Săius. Și la Comrat, în autonomia găgăuză, a fost organizată o paradă dedicată Zilei Victoriei. Și aici, mulți dintre participanți au purtat în piept panglica negru-oranj, care simbolizează în această perioadă agresiunea rusă asupra Ucrainei. Parada cu încălcarea legii privind purtarea și răspândirea simbolurilor interzise s-a desfășurat și la Bălți. În fruntea marșului a fost primarul orașului și mai mulți funcționari publici locali, care nu purtau așa numita panglica a Sfântului Gheorghe. În schimb, episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, a purtat în piept panglica negro-oranj, interzisă prin lege. Întrebat de jurnaliști de ce încalcă legea, episcopul a refuzat să răspundă. Poliția a anunțat că a identificat peste 300 de persoane care au purtat panglica negro-oranj în timpul manifestațiilor de 9 mai. Printre acestea se numără și 17 deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Aleșii poporului riscă amenzi de până la 9.000 de lei, dar abia după ce, la solicitarea procurorilor, le va fi ridicată imunitatea parlamentară, a anunțat șeful poliției Viorel Cernăuțeanu. Iar la Moscova, unde în fiecare an se sărbătorește Ziua Victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei, discursul lui Putin a fost despre cinstirea memoriei strămoșilor care au pierit în Stalingrad, în lupta cu dușmanii, despre cei care luptă acum în Donbas și despre cum statele NATO nu vor să-i asculte pe ruși. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались
за отечество ополченцы Минина и Пожарского. Шли в атаку на Бородинском поле. Бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Trecând de la paradă la viața noastră de zi cu zi, vă spunem că în ultimile 12 luni, prețurile medii de consum în Republica Moldova au crescut cu 27%, iar la produsele alimentare cu 30%. Biroul Național de Statistică mai anunță că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 19%, iar serviciile prestate populației cu 34%. Trecem printr-o perioadă extrem de complicată, economic vorbind. Vedem cu mare îngrijorare ce se întâmplă pe piața financiară. Vedem o inflație record în regiune, pe când avem, într-adevăr, există inflație globală în țara noastră. Această inflație trece mult peste media din regiune. În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și pentru a anunța măsurile antiinflaționiste pe care le întreprinde BNM, guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, va fi audiat săptămâna viitoare în Parlament. Mai scump ar putea deveni și transportul public din municipiul Chișinău. O călătorie cu autobusul sau troleibusul s-ar putea scumpi de 3 ori, de la 2 la 6 lei. Pentru a intra în vigoare scumpirile, proiectul în acest sens pregătit de consilierii municipali socialiști trebuie să fie aprobat de Consiliul Municipal Chișinău. Pentru a evita scumpirile, primarul Ion Ceban cere 350 de milioane de lei de la guvern. Am transmis solicitarea să alocați 350 de milioane de lei, dacă vă pasă de oraș, indexate anual la rata inflației, noi vom contribui cu 700 de milioane de lei, ceea ce este două treimi din această, două treimi, veniți voi cu o treime pentru capitală și tariful rămâne același. În această săptămână, compania Energocom a semnat un contract de achiziție a 30% din necesarul de curent electric pentru luna mai cu Ukrhidroenergo, compania de stat din Ucraina. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, operatorul ucrainean a început deja la 12 mai livrarea de energie. Restul 70% din necesarul de curent electric al Republicii Moldova este asigurat în urma contractului de achiziție semnat la sfârșitul lunii aprilie cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan. La sfârșitul săptămânii, Ministerul Sănătății a anunțat că în Republica Moldova a fost înregistrat primul caz probabil de hepatită acută severă de etiologie necunoscută la copii. Copilul a fost internat la 7 mai curent în Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, cu simptome specifice hepatitei virale acute. Noutăți avem și la capitolul justiție. Fostul președinte al judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, este cercetat penal pentru abuz în serviciu. Țurcanu este suspectat că în 2020, fiind președinte al instanței, a redistribuit altor persoane decât cele incluse în lista aprobată de CSM, mijloace bănești sub formă de indemnizație unică angajaților judecătoriei care au contactat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Detalii despre averea, dosarele gestionate de magistrat și acuzațiile care îi se aduc acum avem pe zdg.md. Iar un alt magistrat cercetat penal, ex-președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, care a fost eliberat din funcția de judecător la mijlocul lunii martie curent, va primi indemnizație unică de concediere în valoare de 234.565 de lei pentru 18 ani de activitate în sistemul judecătoresc. Și tot în această săptămână, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat că 3 din cei 5 candidați la funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție au întrunit criteriile de eligibilitate și trec în următoarea etapă a concursului, proba interviului. Este vorba despre Adrian Bordianu, Veronica Dragalin și Octavian Iachimovski. Etapa interviurilor a fost stabilită pentru 17 și 18 mai curent.
În această săptămână, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a efectuat o vizită oficială la Chișinău. Înaltul oficial a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița. Discuțiile s-au axat asupra consecințelor războiului din Ucraina pentru Republica Moldova și asupra eforturilor țării noastre de a continua proiectele de dezvoltare a țării. Vă mai anunțăm că Republica Moldova participă la sfârșitul acestei săptămâni la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor G7. Ministrul de externe Nicu Popescu, cel care conduce delegația Republicii Moldova, va vorbi despre situația de securitate din regiune în contextul războiului din Ucraina. Se împlinesc 80 de zile de război în Ucraina. În contextul zilei de 9 mai, autoritățile ucrainene au anunțat că rușii au sărbătorit pe oasele locuitorilor din Mariupol. Ucrainenii i-au acuzat pe ruși că au adus în regiunea ocupată Herson oameni din Crimeea pe care i-au scos pe străzi cu flori și steaguri sovietice. În orașul port Mariupol, distrus de forțele ruse, oficialii ucraineni spun că nu a avut loc o paradă, dar au fost depuse flori la un memorial recent renovat de separatiștii susținuți de ruși. Ocupanții au sărbătorit ziua victoriei pe oasele locuitorilor din Mariupol. Sute de cetățeni uciși de armata rusă continuă să fie duși în groapa comună de lângă un sat din regiune, se arată în declarația oficială a Consiliului din Mariupol. Tot la 9 mai, președintele american Joe Biden a semnat legea Lend-Lease, care va accelera procedura de acordare a ajutorului pentru Ucraina. Ce prevede legea, am explicat într-un articol publicat pe site-ul nostru. Între timp, partea ucraineană negociază cu partea rusă evacuarea militarilor răniți și blocați în oțelăria Azovstal. Oferă în schimb prizonieri de război ruși. Viceprim-ministra Irina Verestiuk spune că încă nu există un acord, dar se poartă discuții. În același timp, guvernul ucrainean anunță că va elibera regiunea Herson din sudul țării înainte ca aceasta să fie alipită la Rusia. Pretinsele autorități din Herson impuse acolo de Moscova cer anexarea fără să mai fie organizat un referendum, așa cum anunțaseră anterior. Încheiem cu vestea că Republica Moldova s-a calificat în finala Eurovision de la Torino. Zdob și Zdub și frații Advahov, reprezentanții țării noastre, au evoluat în prima semifinală a concursului de muzică. Alături de Republica Moldova s-a calificat și Ucraina, care este considerată drept favorită să câștige competiția, dar și România. Marea finală va avea loc în această seară, iar dacă vă aflați peste hotarele Republicii Moldova, îi puteți susține pe reprezentanții noștri cu un vot prin telefon. Atât pentru această săptămână. Să avem pace! Pe curând!